Comisia Europeană a dat aviz favorabil pentru acordarea subvenției în cazul industriei extractive din România. Totuși, liderii minerilor spun că e foarte târziu și și-au exprimat regretul că până în acest punct a fost nevoie de o serie de revolte sociale. Acest lucru trebuia să se întâmple mai de mult de anul trecut și este păcat că s-a tergiversat într-un mod în care nu numai salariații, ci și disponibilizații nu și-au regăsit veniturile pe care sigur că da, ar fi trebuit să le încaseze. Din acest punct de vedere, chiar dacă este prea târziu sau din punctul meu de vedere foarte târziu, este bine că se poate întâmpla. Nu știu, nu am niciun element din care spuneți dumneavoastră că astăzi se va discuta. Eu sper să se deblocheze toată situația pentru a putea parcurge o perioadă mai bună și al salariaților din punct de vedere al veniturilor și al fluxului financiar și, bineînțeles, din punct de vedere al disponibilizațiilor care trebuie să-și încaseze a treia tranșă. Comisia Europeană a autorizat România să acorde din fondurile publice un ajutor de 1.169 milioane de lei în vederea închiderii a 3 mine de cărbune la Compania Națională a Huilei Petroșani. Prima dintre minele care va fi închisă până la sfârșitul anului 2015 este cea de la Petrila, iar până la sfârșitul anului 2017 se va închide activitatea și la Uricani și Paroșeni.